Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj. Suntem cu doamna muzeograf și o să vedem niște lucruri foarte interesante aici. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! În Parcul Etnografic Romulus Vuia este secția în aer liber al Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Ok. Și vă invităm în parcul care este cel mai vechi din țară. Practic, în 4 ani o să avem cei 100 de ani de existență și vă rog să mă urmați. Vă rog! Cam pe ce suprafață se întinde parcul? Mare? Da, parcul etnografic se întinde pe o suprafață relativ mare, iar casele și gospodăriile nu sunt cumva alineate pe un drum. Urmează sistemul unui sat răsfărat, ca la munte. Da. Partea pe care o să o vizităm astăzi este o mică parte din spațiul pe care administrează muzeul, fiindcă în principiu a fost prevăzut încă acum 100 de ani, când Romulus Vuia, directorul Muzeului Etnografic, a făcut planul pentru această secție în aer liber și cumva a simțit nevoia să înființeze și o secție în aer liber. După ce el, cu ajutorul Fundației Carol și cu sprijinul intelectualilor din Cluj, a înființat acest parc, s-a gândit să fie un parc viu, unde aduce nu doar casele și gospodăriile din diverse zone al Transilvaniei, ci s-a gândit să aducă și oamenii care îl animează, care trăiesc viața pe care o trăiau în satele natale, în parcul etnografic. Deci a venit cu un cioban, de exemplu, de la Vidra, din județul Alba, a adus casa și a adus și o familie de ciobani, cu soție, cu copii și cu oile ciobanului, și a încercat această metodă de a face parcul cumva apropiat de oameni. Adică omul când vine în vizită să aibă o experiență completă, nu doar o expoziție de case și gospodării. Având în vedere că vorbim de un spațiu foarte mare, la intrare, chiar aici la casa de bilete, putem să luăm o hartă ca să ne rătăcim. E foarte simplu, pentru că pe hartă avem expuse cele 4 zone, ziceați că sunt 4 zone, casele, și e foarte simplu să le identifici de aici. Dar haideți să vorbim despre zone. Noi am intrat, apropiete puțin, noi am intrat chiar pe aici și suntem în zona verde. Da. Vă și spun ce înseamnă zona verde. Zona verde sunt complexele meșteșugărești, ateliere și așa mai departe, deci locurile unde oamenii lucrau, făceau, ori prelucrau lâna, ori băteau textilele, sau primele obiective sunt, este o fierărie, este piuă. Deci, cumva, asta e prima zonă, cea verde pe care v-am arătat. O să fie o zonă cu gospodării și case, Tot aici, în zona verde. Zona galbenă. Deci asta e a doua zonă. Da, zona verde cam pe unde se termină? Zona verde mai avem puțin de mers, fiindcă aici o să avem câteva case care au și funcție de ateliere, că erau ateliere de olari. Da. Și deci oamenii trăiau o viață comună cu agricultură, cu creșterea animalelor, dar aveau și această posibilitate de a face puțin, adică de a-și crea o viață puțin mai bună, și făceau ceramică, adică vase din lut cu care mergeau la târguri și aveau puțin mai, adică aveau puțin mai multe resurse să trăiască puțin mai bine. Bun, deci după zona verde vine zona galbenă. Da, zona galbenă este cea cu gospodăriile. O să vedem gospodărie de pe câmpie, gospodărie cu viticolă, gospodărie de munte, din Maramureș, gospodărie din Secuime, casă săsească, și o să avem și 3 biserici. Okay. Păi să continuăm plimbarea. Așa. Am trecut pe lângă câteva case, dar acum, dacă tot am trecut, ne uităm puțin în față, în zare, și mai vedem ceva case pe dreapta. Dar o să vă lăsăm pe dumneavoastră să ne mai spuneți. Da, vă mai spun câteva lucruri generale pe care trebuie să le știm. În muzeu, în afară de un singur atelier lângă care am trecut, care este realizat după poveștile bătrânilor și descrierea lor și cu ajutorul lor de la Rimetia, este acolo un atelier de prelucrat fierul de la Rimetia, care a fost făcut în muzeu cu ajutorul lor. Restul obiectivelor sunt aduse de undeva, sunt originale, aduse din diverse zone al Transilvaniei și reconstruite în parc. Practic, singura casă, m-aș și opri puțin, de aici se vede, și dacă vă uitați, este o casă cu fundal albastru. Da, o vedem. E singura casă care a supraviețuit anilor 40, mai tulburi. Da. Și restul caselor au început și obiectivelor au început să fie aduse prin anii 50, au fost câteva aduse și cele mai multe în anii 70. Lor și cu ajutorul lor de la Rimetia, este acolo un atelier de prelucrat fierul de la Rimetia, care a fost făcut în muzeu cu ajutorul lor. Restul obiectivelor sunt aduse de undeva, sunt originale, aduse din diverse zone al Transilvaniei și reconstruite în parc. Practic, singura casă, m-aș și opri puțin, de aici se vede, și dacă vă uitați, este o casă cu fundal albastru. Da, o vedem. E singura casă care a supraviețuit anilor 40, mai tulburi. Da. Și restul caselor au început și obiectivelor au început să fie aduse prin anii 50, au fost câteva aduse și cele mai multe în anii 70. Observ că aveți un cal, ne-ați spus că aveți și o măgăriță și că sunt foarte fascinați copiii de aceste animale. Și copiii și adulții, deci ei sunt o atracție de care ne pur și simplu conștientizăm în fiecare zi cât de mare este interesul și cât de mult a crescut interesul față de animale și interacțiunea directă. Da. Și ca urmare avem grupuri de grădiniță care vin în fiecare săptămână, în mod regulat, vin familii cu copiii în mod regulat să îi viziteze, da. Nu doar obiectivele, ci și, de fapt, realitatea din parc, realitatea vie. Da. Animalele sunt atracția parcului. Și Măgărița e... Măgărița, dacă vă uitați bine la biserică, așa, stă în colțul... Da. Da, exact. Da. Gata, o vedem, e la umbră. E foarte blândă, interacționează cu toată lumea, e liniștită, e foarte iubitoare și... Da. Are și avem un mare fan club. Da. Avem și niște căsuțe în care putem intra. Ne-a spus că sunt... Da. Sunt posibile vizite. Exact, deci, și ce e foarte important de menționat, că și nu doar casele, dar și interiorul caselor sunt cumva autentice, sunt obiectele din zona respectivă aduse din colecția muzeului. Am îmbrăcat casele, că în termenii de la sat, de aici, de la noi, se zice că îmbraci casele când... Da. Asta este, de exemplu, o casă de olari. Vedem și roata olarului, da, la intrare. Aici, în dreapta. Da. Și evident... deci avem intrarea, holul, intrarea, de la intrare. Da, și camera frumoasă. Da. Și un fel de cămară, bucătărie, atelier, da, în stânga. Aici în stânga. Și dacă ne uităm cumva, fiindcă e o casă de olari, dacă ne uităm la vasele care sunt expuse, da, vasele acelea negre, deloc de... erau de uz comun, astea erau genul de obiect care găseai în fiecare gospodărie. Nu erau foarte decorate, nu erau zmălțuite. Dacă ne uităm în cealaltă cameră, camera frumoasă, acolo vedem expuse pe bârnele de sus al camerei exact acel tip de ceramică pe care cumpărau oamenii ca să decoreze casa, nu ca să le folosească neapărat. Și era un fel de obiecte de prestigiu. Da. E o diferență mare. Cu cât permitea omul să decoreze casa cu ceramica, cu ulcioarele acestea frumoase, cu atât reflecta bunăstarea lui materială. Da. Era un semn al bunăstării materiale. Ok. Și acestor case de olari întotdeauna îi aparținea și o anexă unde se uscau și se țineau vasele. Da. Și e destul de mare, observ, anexa. Da. Deci observ că ar fi cam două drumuri principale, nu? Care merg până în adâncime. Da. Și înseamnă că celălalt drum e în stânga noastră? Da, de acolo putem să ne întoarcem când ne întoarcem. Da. Casa pe care o vedem în dreapta este casa unui cioplitor de piatră, iar acesta din stânga este casa unui din Apuseni, ambele, dar acesta este casa geamgiului. Nu știu, cei care au prins perioada în care în orașe veneau oamenii cu un cadru de lemn pe care erau geamuri, adică era sticlă pusă, și strigau au umblat peste tot prin lume, au umblat peste tot prin țară, așa-și câștigau pâinea. Deci aceasta la care ne uităm este casa geamgiului. Exact. Din Mârgău este casa geamgiului. Aceste informații fiecare vizitator poate să le citească la intrarea gospodăriilor, da. Anul în care datează casa și locul de unde provine, da. Și este menționat și ce tip de economie practicau în zona respectivă. Da. Datată 1884. Da. Majoritatea obiectivelor sunt din secolul XIX, dar avem și mai vechi. Da. O să vedem, avem cea mai veche casă din județul Harghita, este din 1672, parcă. Wow. E o casă foarte frumoasă și e inscripționat pe bârna principală anul în care s-a construit casa și inițialele celui care deținea casa. O vedem. Și merită să, da. Ne uităm și la ce făcea casa de fapt pietrarul, da? Da. Recunoașteți obiectele din față. Ia să vedem. Cu ce seamănă? Cu un clopot? Așa, nu. Clopot. Da? Seamănă cu clopotul, da? Da. Deci asta înseamnă că în interior are orificiu. Deci este gol în interior. Da. Și stupula era aceeași structură. Da. De fapt, asta este cestul. Și cestul era ca un fel de vatră portabilă și dacă auziți de pâine în cest, asta este. Se, aha, folosea pentru gătit. Da. Așa, cest. Cest. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Deci, okay. Deci astea erau niște obiecte pe care confecționa pietrarul, da. și lespezi de piatră și aceste clopote, genul clopote, acest cest. Da. Se punea în... se agăța deasupra focului, da. Se încingea și se punea deasupra mâncării sau al aluatului și atunci funcționa exact ca un cuptor în timp îndelugat, se transfera căldura, nu? Căldura, da, 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 da. Și se cocea ce era înăuntru. Da. Acum, iar aceasta era casa. Asta era casa, da. Pietrarului, da. E o casă tipică de munte, vedeți acoperiș din paie, nu putem intra acum, dar avea vatră deschisă, deci, după cum vedeți, aceste tipuri de acoperișuri nu au hornuri, deci, da. Practic, fumul ieșea printre paie. Da. Și încet, încet ieșim din zona verde, da. Adică din zona de ateliere. Putem să ne uităm și în stânga. Da. Practic e un complex care prezintă prelucrarea semințelor olaginoase. Deci, după cum știm, în alimentația românilor, zilele de post sunt foarte... Adică, zilele de post făceau ca alimentația să țină cont de multe resurse pe care trebuia să le folosească din zona de resurse non-animalică, adică foloseau uleiul de in, uleiul de dovleac, uleiul de Deci uleiul era foarte important. Da. Și aici se prepara? Se prăjeau, se presa, se zdrobea. Acesta este un zdrobitor circular. Acesta funcționa cu ajutorul măgarului sau catârului. Da. Fiindcă sunt foarte grele aceste roți din piatră, da. Nu? Dar o să vedem și prese și alte ateliere, dacă ne continuăm drumul, care puteau fi manevrate și de om. Da. Adică erau mai mici. Erau mai mici, doar un semicerc sau altă modalitate de a... Da, da. Fiindcă e foarte important să menționăm că au găsit foarte multe modalități de a prelucra. Erau ingenioși în a găsi. Tot felul de scule pe care și le preparau pentru asta. Ei făceau totul, deci practic era făcut. Și erau din astea mai mici pe care le foloseau în familie sau așa într-un cerc mai restrâns și erau mai mari, cum e asta, care se folosea de câte o comunitate. Da. De exemplu, și acum în județul Hunedoara se găsește ulei de dovleac la piață, fiindcă e o zonă unde în mod tradițional se produce uleiul de dovleac. Da. Aici vedem câteva mecanisme care una seamănă cu ce am văzut. Da, doar că e un pic mai mică. Și cealaltă este o presă. Da. Și tot așa. Acum o să vedem într-o șură poligonală. Da. Un sfert de cerc. Ah, iată. Și aici avem tot ce era nevoie. Zdrobit, prăjit, presat. Da? Și se foloseau asta de către oameni, nu? Da, asta era micuț. Că asta... roata bănuiesc că venea aici. Da, nu? Exact. Și atunci se putea împinge și trage, Da, de fapt acea roată era montat, aici. Dar acum recent se simte mirosul. Colegii mei de la conservare-restaurare acum lucrează la acest obiectiv. Da. Îl tratează, îl curăță, verifică și așa mai departe. Se simte și mirosul, de ceva soluție. Da, da. Miroase ulei. Da, exact. Ulei, se dă cu ceva ulei. Da. Zici că acum ați robit. Da, zici că e folosit de curând. Și în spate, după acest gărduleț, sau așa e? În spate era pur și simplu anexă, adică unde se ținea depozit, un fel de depozit, da. Să și pun înapoi sfoara, că cineva a scos-o ca să... De fapt și ușa este demontată, că acum se lucrează și trebuie să se aerisească. Exact. Așa. Și înainte să ieșim din zona verde, adică cea al atelierelor țărănești, putem să ne uităm puțin la biserica care se află... Și Măgărița, acolo, da. Ce ne puteți spune despre biserică? Asta e o biserică din Sălaj, din Cizer și a fost făcut de o echipă de dulgheri, dintre care unul se pare că era Horia, cel pe care îl cunoaștem din manualele de istorie, fiindcă pe o bârnă este un semn unde este numele lui și se știe că se se făceau semnele acestea de către cei care lucrau, de către meșteri. Acum nu se poate, deci nu avem acces la acea bârnă, dar în sediul central al muzeului, jos în centrul orașului, acolo avem o expoziție de realitate virtuală, unde putem să vedem interiorul bisericii și fără să ajungem aici în parcul etnografic, prin unelte digitale pentru copii, pentru și acolo vedem care... și semnătura, să zic, nu? Da. E cam ștarsă, nu prea se vede, ce e? Noi nu mai... N-a spus accentul acolo. Cum să zic, poate să treacă fără să te gândești că scrie, adică altcumva descifrăm cititul de acum 200 de ani. Dar este, se poate găsi și în literatura de specialitate și sunt fotografii, tocmai ca să putem să ne uităm mai atent la detalii, să avem timp. Este o biserică cu plan evoluat. Vedem că e decorat în jur cu acest șnur, care este semnul protecției și o să vedem. Care e la ușă, nu? La ușă și în jurul bisericii. O să mai vedem în mai multe exemple. E pe automat. Este o biserică restaurată destul de recent. Avem senzori care măsoară umiditatea. Săptămânal măsurăm și e monitorizat umiditatea bisericii. Foarte bine. Nu este permis folosirea blițului, a luminii artificiale. În principiu e doar folosit pentru vizitare, nu e și funcțional, adică nu se țin slujbe în ea. Spun asta fiindcă o să vedem o biserică mai încolo, unde și acum se ține slujbă și se oficiază căsătorii, botezuri. Ce interesant! Și le place la lume să vină în parc. Cred că e deosebit și niște poze frumoase ies aici, în acest parc. Picturile sunt cele originale, după cum vedeți, foarte canon, adică conform canonicelor, canoanelor. Este cea mai îndrăgită biserică. Vedem că e și destul de mare, că cumva reflecta și bunăstarea comunității care construia biserica. Fiindcă oamenii, după resursele lor, făceau biserica dacă permitea. Situația materială, atunci făceau biserică mai mare, dacă erau mai mulți enoriași care contribuiau, iarăși puteau să facă o biserică mai mare, iar comunitatea mai mică, mai săracă, făceau cât puteau. Una mai micuță. Exact. Dar pentru acele asta vremuri, e cea mai mare. Aceasta este o biserică mare. Este mare, o să vedeți în comparație cu celelalte două. Și de afară se vede așa impozantă. Și te obliga să te apleci când intri? Exact. Această biserică este din 1773, da, datată. Văd că uite, și măgărușul. Da, măgărușul e foarte sociabilă, dar îi place foarte mult să cerșească. Nu e o idee bună să... Să-și ia prânzul. Cred că deja e obișnuit cu mâncarea oaspeților. Da, copiii vin cu mere, cu morcov și știe că primește. Oamenii s-au așezat să-și ia prânzul și au venit. Da, a venit la ei, a ieșit din ascunziș. Da, acum nu pot să o chem aici, că de obicei e foarte... răspunde repede la... Da. Are și un nume? Fiona o cheamă, Fiona. Da. Și cal, și calul este Dora. Da. Da, de aproximativ 6 ani este în muzeu. Da. E foarte calmă. E o atracție. Este. Mai ales pentru copii. E o foarte mare iubire între... Cât și pentru adulți, da. Da, deci biserica e din secolul XVIII, ziceați? Da, sfârșitul secolului XVIII. Ce o face deosebită, de exemplu, acest târnaț care merge în roată, adică toate trei laturi are. Adică acel model de pe perete, da? Acea împletitură sau la ce vă referiți? Târnaț înseamnă această bară de la holul acesta, nu? Da, asta este târnaț, se numește aici. Da. Am înțeles. Vine din cuvântul maghiar, tornaț, și în zonă se folosește târnaț pentru această... și înseamnă ceva anume? Nu. Înseamnă asta ce vedem aici. Deci această zonă liberă, în exterior, unde putea să stea lumea dacă era... Vă referiți la acest... Noi pe limbajul, noi am spune hol, așa, sau pălimarii, mai spunem... Asta până să ziceți pălimar în zona aia. Deci asta până să intrăm în biserică. Da, am înțeles acum. Okay. Exact. Nu toate bisericile au și nici într-un caz pe toate 3 laturi, adică uneori doar în față au Deci asta înconjoară biserica pe toate cele 3 laturi. Da, exact, în afară de... Adică e foarte mare. Da, deci și asta arată că era o comunitate mai numeroasă. Da. Puteai să te adăpostești când era vreme urâtă, ploaie și așa mai departe. Să stai la slujbă, chiar dacă vremea nu era prielnică. Să vedem dacă scrie și pe alt termen acest târnaț. Da, cred că acum s-a înțeles foarte bine și pe filmare. Deci încă suntem în zona verde și acum începem ușor să părăsim această zonă verde, deși ea se mai întinde și în stânga, încă n-am ajuns la alea de întors, să zic așa, pentru că trebuie să ne imaginăm că aici aveți o zonă foarte mare. Da, acum începe să fie puțin mai aglomerată, că aici sunt deja case, gospodării... Da. Acum vedem 2 gospodării și o să trecem prima dată lângă gospodăria din Maramureș. Se vede poarta aceasta mare și, deși ne-am gândit că poarta aceasta mare este intrarea principală, nu este asta intrarea principală, fiindcă Maramureș era, știm că erau oameni liberi. Asta înseamnă că aveau obligația de a trimite cai și de a merge la război când era nevoie. Da. Asta era prețul. Țineau animale și acum am intrat în curtea pentru animale. Da. Avem această structură în dreapta, care e foarte ingenioasă. Puteau să ridice și să coboare acoperișul în funcție de cât fân aveau. era acoperiș mobil. Sau este. Există aceste anexe, cotețul porcului, cotețul animalelor, șură... Deci acolo cotețul porcului, în dreapta, bănuiesc, da? Șura... Și vedeți cât de frumos e decorat și intrarea la această anexă. Da. Adică cu multă atenție la detalii. Erau meșteri renumiți în prelucrarea lemnului, da, și astăzi sunt încă. Și am intrat în zona de curte al casei pentru oameni, curtea pentru oameni. Da. Un fel de bucătărie de vară și mic atelier, casa. Era important și vedeți câteva elemente de, adică câteva tipuri de coș, bârnă de găurită sau chiar cutii realizate pentru albine. Da. Și dacă n-ați observat până acum, avea fântână și în curtea pentru oameni și în curtea pentru animale. Da, era mult mai ușor să... Da, era mult... Că da, și aveau între ele. Da, exact. Da. Aveau resurse și atunci nu era nevoie. Deci era important să fie această distincție între curtea curată, da, pentru oameni și curtea pentru animale. Da, da. Vedeți și acoperișul, cât, da, e de înalt. Asta înseamnă că era casă de la munte. Era nevoie ca zăpada să nu stea, fiindcă șindrila și fânul, da, deci cumva materialele nu rezistau la umezeală. Da. Și atunci acest unghi mic al acoperișului, adică acoperiș foarte abrupt, cumva ajuta la zăpada foarte repede cădea de pe ea, da, și nu stătea, chiar dacă era foarte abundentă precipitația. Și este și acum. Da. Asta este casa care a fost cel mai recent adusă în parcul etnografic acesta. Da. Și vedeți că nu e chiar așa de veche, adică are o parte mai veche și o parte mai nouă. Se vede că tipul de geamuri e alta. Vedeți, da, această anexă cumva, că după ce... Deci cea albastră este anexa? Cea lungă. Casa lungă este cea veche și acesta, vedeți că are un geam ca la blocuri. Aha, ok. Okay. Deci, da, asta a fost cumva o extindere al casei, da, că aveau nevoie de încă o cameră pentru bătrâni. Da. Și asta, deci, este partea veche. Da. Da. Vedeți și ce formă este anexa. Au geamurile mai, da, vechi. Și ce e important de zis aici cu proiectul acesta, că asta este casă de la Spermezeu, județul Bistrița. Da. A fost o inițiativă în urma căruia a fost adus o casă de la Spermezeu în Parcul Etnografic Romulus Vuia în Cluj. A fost dus o casă, o gospodărie de la Spermezeu la Astra Sibiu și a fost dus o gospodărie în Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. Deci a fost o inițiativă al mitropolitului, mitropoliei al Nordului. Da. Și el este original din Spermezeu și a dorit și a sponsorizat această achiziție a muzeului. Deci acum suntem la... Am ajuns în sfârșit la cea mai veche gospodărie din muzeu, în ideea în care nu e adusă de cel mai mult timp, ci asta este datată în 1676-8, să vedem, scrie pe tabliță, undeva, exact. Și acesta are o poartă frumoasă. 1678. 78, așa. Da. Din zona Cașin. Da. Și în zona aceea, cumva de munte, ca și la Maramureș, erau specifice aceste porți înalte mari. Da. Poarta maramureșană, poarta secuiască sunt cumva niște elemente foarte importante în gospodărie. Deci e specific și acum în zonele respective se fac asemenea porți, cumva ca un fel de statut. Da. Bună, Lenuța! Intrăm la tine în ogradă, bine? Na, bun. Da. Așa. Dacă vă uitați mai atent, o să descoperiți și elemente de interior care sunt de influență sau chiar de origine urbană. Cum ar fi? Cum ar fi, de exemplu, ceasul acela. Uite, ți-a pus pe ăsta și ne-l arătați. Așa. Pendula. Da, da, e ceas cu pendulă. Acela, da. Da, putem să și intrăm. Da? Cred că putem să intrăm, da, sigur. Așa. Da, lăsați, uite, gata? Da. Bun. Poftiți. Da. Da. Așa, în loc de icoane există un fel de imagine înrămată, dar e o imagine printată. Da. Cumpărată de la oraș. Asta acum sau atunci? Atunci. Deci totul este cumva... Bine, nu din 1700, că este în secolul... sfârșitul secolului XIX, acea imagine, dar e specific perioadei în care funcționa casa, de fapt. Iar asta este important să ne uităm, că aici vedem acea dată de care vă spuneam, 1678, inscripționat de către cei care au realizat casa. Decorat. Gârnele sunt decorate. E o casă înaltă, foarte spațioasă. E interesantă și camera aceasta, un fel de jumătate de cameră pe care o vedem. Cea de aici, da. E o invenție tehnică foarte interesantă. Nu prea avem alte analogii care putea să funcționeze și ca un fel de mic atelier și ca un fel de cameră cu intimitate. Da. Avem și acolo un pat, evident. Și mobilierul e realizat de atelier, de tâmplărie, deci vedem că sunt din scânduri, unele sunt pictate, puține elemente sunt care sunt realizate de dulgheri, adică elementele mai arhaice, cum este de exemplu acest scăunel, un element arhaic, iar lădița, lada aceasta, sunt deja făcute în ateliere specializate, da, unde se și pictau mobilierul. Și o cameră pentru generația mai înaintată în vârstă, probabil era camera bătrânilor, care era separat. Știm că erau mai multe generații care foloseau aceeași casă, da, stăteau împreună. Așa. Ce e nevoie cumva aici, de exemplu, era o gospodărie mult mai mare. Deci, da, șura și această clădire era mult mai departe decât este acum, dar din cauza condițiilor de spațiu a trebuit să ne să aducem puțin mai aproape. Da. Dar era așa deschisă. În schimb, casa săsească era, vedem că e ca adică e închisă, este o curte dreptunghiulară, închisă, da, altă structură, altă mentalitate, altă zonă, da, asta este din județul Bistrița. Na bun, vă mai arăt. Da. Această bisericuță mică, da, e din Bistrița și din Chiraleș și e foarte iubită de vizitatorii noștri. Foarte mulți își doresc să se căsătorească aici. Unde se oficiază slujbă. Da. Vin familii cu copii, doresc să-și boteze copiii aici. Deci e în funcțiune, nu, da, doar expus. Și aici vedem elementele specifice motivelor care se folosesc pentru biserici, frânghia și altele. Da. Aici chiar e foarte mică intrarea și trebuie să ne aplecăm bine, da, de tot. E o bisericuță mică, simplă. Da. Aici, vedeți, picturile sunt într-un stadiu mult mai avansat de degradare, din păcate. Da. Da, mică și dificilă. Și are o energie foarte bună. Da. Asta este scara care ducea... Da, sunt treptele. În turn. Din butucul unui copac. Da. Le place la copii să se cațe repede. Da, da, arată bine. Îți face poftă să te urci. Și vedeți, aici nu mai există posibilitatea decât să te tragi în cazul în care plouă sub acoperiș, dar nu este acea zonă de protecție. Dacă ne uităm în stânga, vedem aici o gospodărie de munte, de la gârda de sus. Da. Este unică în România. Acoperișul, în afară de cea cu șindrilă, acoperișul este realizat din crengi de brad. Era o zonă și încă este o zonă unde se practică prelucrarea lemnului, folosesc și bucățile mici de lemn și fac linguri și tot felul de obiecte de folosință. E o modalitate de a acoperi casele prin care ei foloseau de fapt resturile. Nu era bun pentru nimic altceva, nici pentru foc, nici pentru... Și practic devin acoperișuri verzi, fiindcă la un moment dat începe să fie folosit de tot. Deci se prind plantele, gâzele, deci e așa un acoperiș viu. Da. În zonă mai sunt foarte puține astfel de acoperișuri, dar este un muzeu lângă Scărișoara, se numește, e o peșteră, Peștera cu Gheață, și e în zona aceea, în Apuseni. Da. Prima analogie, adică acest tip de acoperiș se folosește doar în Suedia, de exemplu. E singurul element, adică singurul loc unde se întâlnește acest tip de acoperire, în Suedia. Da. Iar în capăt vedem casa din Bran, e o gospodărie închisă, o curte de fapt. Sunt două case, gemene aproape. Da, le vedem de aici, da? De aici se vede foarte bine. Din zona Bran. Da. Chiar din capătul uliței. Da. Acolo se termină și muzeul? Da. 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 Adică e o zonă verde, dar obiectivele doar astea sunt. Da. Și... Da, e de fapt o locație foarte bună pentru oamenii care doresc să se plimbe, nu neapărat vin toți că sunt interesați de patrimoniu, dar fiindcă e așa o zonă plăcută, te bucuri și de patrimoniu, de natură, da. Poți să te și plimbi, exact. Poți să vezi și animăluțele. Exact, și e foarte important, fiindcă astfel și oamenii care nu au intenția sau nu au curiozitatea neapărat la început față de patrimoniu, cumva devin interesați. Da. Și acum, în vremurile noastre în care omul e tot mai interesat să se reîntoarcă spre natură, spre materiale sustenabile, foarte mulți au început să vină pentru inspirație, practic. Da. Își caută niște modele pe care după aceea pot să aplice ei la casa lor a bunicilor sau casa lor pe care l-au cumpărat recent, după pandemie și așa mai departe. Deci e și un loc de inspirație. Exact, da. Și după pandemie a crescut foarte mult numărul familiilor care vin pentru relaxare, foarte mulți vin să facă sport și intră. Sunt competiții sportive care se țin aici, alergare, adică pur și simplu pe traseul intră și prin muzeu. Da. Pentru că sunteți aproape de pădure, exact, nu? Da, exact. De zona împădurită. Zona împădurită, e foarte generoasă. Da. Acest spațiu e așa o oază de liniște. Bine, avem și festivaluri care sunt fantastice, fiindcă atrag un segment care e foarte deschis și e curios. Da. Vin pentru muzică și sunt pur și simplu foarte mulți, sunt foarte mirați cum n-au ajuns până acum în Muzeul Satului, adică în Parcul Etnografic. Și cât e de frumos, adică descoperă, de fapt, potențialul acestui loc. Cu această ocazie sperăm ca și audiența să descopere acest loc și, bineînțeles, când dai drum prin Cluj, merită să vii și în acest parc etnografic. Bine, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost gazda noastră și ne-a plăcut și nouă ce am văzut și noi o să mai rămânem să luăm și un pic de soare, să ne relaxăm, ca apoi să continuăm cu alte materiale. Mulțumim și noi pentru vizită și vă așteptăm. Parcul este deschis și iarna, fiindcă uneori și asta e întrebarea, dar și iarna? Da, și iarna este deschis. Interioarele nu sunt deschise iarna, fiindcă e pericol, umezeala poate să pune în pericol structura sau patrimoniul. Dar puteți să vizitați parcul, să vă bucurați de ea, de natură și de liniște. Da, am văzut că sunt și băncuțe. Da, e un loc de regăsire. Acum, de exemplu, puteți să vă umpleți buzunarele cu mere. Da, am văzut niște mere. Vă doresc o zi foarte plăcută și vă mai așteptăm în vizită. Îmi pare bine. Toate bune, numai bine.